Bună dimineața! Hai să vedem, dăm care la pește. Încă mănâncă. A venit Zoro. Apare și Acțipilda. Nu se înțelege aia, vine cu Zoro. Mă, tai-o că asta te aruncă în apă. Am reparat și Samsung-ul. Am eliberat din memorie. Era o chestie de când s-a făcut ultima actualizare, când salvam, pleacă, când salvam filmele, ne arăta filmul 1, filmul 2, filmul 3 și eu le ștergeam, deci nu mai îmi rămâneau în poze. Dar undeva, într-un meniu foarte, foarte ascuns, aveam vreo 30-40 de filme acolo. Filmate în 4K, vă dați seama, ocupau memorie, dar este, na, oricum este mult sub Xiaomi, nu mai cumpăr Samsung în viața mea. Nici pozele nu le face așa bine ca Xiaomi, nimic, adică în afară de film, dar v-am spus, în comparație cu Xiaomi de acum 3 ani, filmează mai bine. Bun, eu am fost la cumpărături, azi se mănâncă pește, fructe de mare, am cumpărat câte ceva, facem topul dă pe lume, cum ar zice un clasic în viață, facem topul dă pe lume, așa zice Pescobar. Da, e mare chestie cu TikTok-ul ăsta, înțeleg că se câștigă de 4 ori mai mult decât pe YouTube, dar trebuie să cerșești. Dați-mi să fac și eu obiectivul, dați-mi și mie de o bere și stai și stai și te măscărezi sau na, stai acolo și atârni și ceri, dați-mi și mie un trandafir, dați-mi și mie o șapcă, dați-mi, nu știu ce se poate da. Eu nu înțeleg, nu puteți să vă uitați și fără să donați, trebuie să le dați bani. Na, haide să vă arăt. Dar nu vă arăt, dacă nu-mi dați, nu vă arăt. Trebuie să-mi fac și obiectivul. Nu vă arăt. Dați-mi și mie de obiectiv. Adică e cerșetorie, că te duci la metrou, stai acolo în genunchi, orică cer pe TikTok, e cerșetorie. Vă arăt? Hai să vă arăt. Da. Am luat niște scoici. Nu par ele prea răsărite, o să le spăl. Am uitat înăuntru, au așa, cam... puțină carne, dar 100 de august. Ceva creveți, nu am găsit din aceia proaspeți prefierți, am găsit un calamar care este gata curățat, arată bine calamarul și aici am, de când am făcut fish and chips, mai aveam vreo 3 bucăți de pește de cod alb. Acum nu mă mai interesează că e plin de apă, eu îl țin de aseară, vă spun, cred că jumătate de kil de apă a ieșit din el. Când cumperi, nu mai cumperi la kilogram, cumperi la litru. Vă mai arăt? Dați-mi și mie de obiectiv, dați-mi și mie un trandafir 2, dați-mi ceva. Cum să cere așa? Și lumea dă, este incredibil. Și cu cât ești mai paliu pe TikTok, adică toți dezaxații, cu atât se uită mai mulți oameni. A, nu înțeleg. Și de ce trebuie să le dai bani? Poți să te uiți pe gratis, domnule. Hai să intrăm în casă, ne apucăm de gătit. Poate mâine gătim afară, azi arată 8 grade, până mâine ceva mai cald. Acum e dimineață, încă e frig și nu... Mai bine în casă. Uite și pe Marcel. Prima dată ne ocupăm de creveți. Dați-mi și mie tap-tap, ca să vă arăt. Dați-mi tap-tap, toată lumea tap-tap. Adică dați-mi bani, vă rog, dați-mi și mie bani, că sunt cerșetor. Oribil. Sau mai tare a fost la Taverna Racilor când ospătarul a venit și mi-a spus: vedeți că acest la crevete capul nu se mănâncă. Pe bune? Vă dați seama ce clienți vin acolo? Adică sunt oameni care n-au mâncat în viața lor fructe de mare, strâng și ceva bani, se duc acolo și se minunează. Wow, mega, extra, ultra bun! Își dau ochii peste cap. Da, ei n-au mâncat, n-au cu ce să facă comparație. E prima dată când mănâncă. Și de asta ospătarul, nu generalizez, nu toată lumea, dar cred că 95%. Ospătarul, având așa clienți de soi, spune că acest cap la crevete nu se mănâncă. Este incredibil, incredibil, da. Hai toată lumea, tap, 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 dați-mi și mie să-mi fac obiectivul. Vă dați seama că eu glumesc, este o parodie. Deci o să rup capul la crevete și îl decojesc. Prima dată. Este foarte importantă această etapă, o să vedeți de ce.
N-am o poziție prea bună, mă cam întind aici, dar prindeți ideea. Uite așa. Toate aceste resturi o să ne trebuiască. Și păstrăm doar carnea, pe care o să o curățăm. Nu ca la tavernarea celor. Azi sunt pus pe criticat. O crăticioară pe foc. Prima dată facem stocul cu ulei de măsline. Așa, o ungem. Cam două linguri. Să vă mai arăt. Dați tap tap, dați-mi ceva. Nu vă mai lăsați înșelați. Deci YouTube, TikTok-ul nu te plătește când tu pui un clip acolo, te plătește când stai și cerșești pe TikTok. Dați-mi ceva, dați-mi să fac obiectivul, dați-mi o șapcă, infinitul, avionul, nu știu ce se mai cere acolo. Ei știu exact când dumneavoastră luați pensia, salariu, știu exact ce lucrați, exact ce televizor aveți în casă. Deci detaliile astea se pot afla de pe YouTube, de pe TikTok, este foarte simplu. Și exact atunci ei intră și vă storc de bani. Este cuvântul cel mai potrivit, vă storc de bani. Uitați-vă fără să dați bani, este simplu. Na. Puțină ceapă, că usturoi și cojile de la creveți, capetele și ce a rămas. Uite așa. Puțină sare. Le călim puțin. Și vedeți ce stoc fain este asta. Tap, tap, toată lumea. Ce bine grase. Acum, ceva supă de legume sau de pui, era mai bun, dar nu am. Uite așa. Și lăsăm să fiarbă la foc mic 20 de minute. Asta este esențial. Cât timp fac zeama, stocul, o să cură și creveții. Uite, această negreală trebuie dată la o parte. Încet, cu grijă. E foarte, foarte amară. Sunt unii care într-adevăr nu au. N-au mâncat, i-au ținut nemâncați. Uite așa. Așa e cel mai simplu. Și după aia îl spăl puțin. Uite, peste tot. Spălat. Da, ăsta e prefiert. Nu mai are întreagă. Dacă era proaspăt, se scotea mult mai ușor. Tăiat așa. Curățat cât de cât. Sper că se vede. Și după aia spălat foarte puțin. Așa-i facă toți. Creveții sunt curățați. Hai să ne ocupăm și de calamar. Ăsta a fost gata curățat de piele. Dacă nu, e pe aici este mov, negru. Acea piele se smulge și curăța foarte bine. Aia are gust de amoniac. Asta să dau telefonul mai așa. Și acum calamarul îl tem mult așa. Rondele. Sunt unii pe TikTok care, dacă nu dai like, te și blesteamă. Să-ți moară nu știu ce, să nu mai faci bani, să nu mai ai putere, să fii... Deci nu cei care postează, eu dacă pun filmul ăsta pe TikTok, nu încasez niciun ban. Sunt cei care cerșesc. Stau pe live cu orele și cerșesc. Nu știu, s-a pus pata pe ei când văd din ce în ce mai rău pe TikTok-ul acela. Mă uit rar, dar când mă uit și văd ce văd, este îngrozitor. Nu le mai dați bani, pur și simplu. Uite așa, calamarul. E ce fain. Îl mai spăl o dată pe aici, pe interior, să fiu sigur că este curat. O să tai și codul ăsta nefericit. A avut el viață mai bună. O să-l tai, uite așa, bucăți mari. Puteți folosi și somon, dar oricum un pește neapărat fără oase. Fileuri. Ăsta se pretează foarte bine ce fac eu. Am și uitat să spun ce o să gătesc astăzi. M-am luat cu TikTok-ul. O să fac o supă mediteraneană de pește cu fructe de mare.
Nu e ca o supă de-a noastră așa mai lichidă, e mai spre tocană, dar este foarte, foarte, foarte gustoasă. Tot ce vedeți aici a costat 50 de lei. 50 de lei. Sunt sigur 3 sau 4 porții. Minunăție o să iasă, o minunăție. Pregătim și ceva legume, foarte puține. Dați jumătate ceapă, cealaltă jumătate. Asta e o ceapă medie spre mică. Cealaltă jumătate am pus-o la stoc, la supă. Putem cât de cât mărunt. Nu, mai trebuie ca la salată de vinete sau de icre. Uite așa, te înceapă. Gata, eu am totul pregătit. Puțină ceapă, aici sunt vreo 5 căței de usturoi, ardei iute, felul ăsta de mâncare merge perfect cu ardei iute. Nu vreți, nu puneți. Peștele, calamarul, creveții și scoicile. Imediat este gata stocul și ne apucăm de rețetă. Tigaie pe foc. Ulei de măsline. Se joacă ăștia prin mine. Am uitat în casă și fac numai prostii. Ceapa, jumate de usturoi și ardei iute. Calim puțin. Ceva roșii cu bulețe, cam jumătate de conservă. Erau bune ceva roșii proaspete, dar alea gustoase pe vremea asta nu sunt. Pun și stocul de la creveți cu legume. Uite așa. Nu lăsăm nicio picătură. Bun. Opa. Fierb așa cam 5 minute. Toate aici, în tigaie. Ce bunătate o să iasă. Perfect. Punem acum scoicile. Nu sunt ele prea cărnoase, dar unele sunt ok. Uite. Găsim ceva carne. O să dea gust bun. Punem și creveții. A căzut un aici. O pașcă. L-am recuperat. 2 minute. Vă dați seama ce gust o să aibă supa asta mediteraneană de pește cu fructe de mare. 2 minute lăsăm așa. Acum intră și calamarul. Ăsta nu trebuie gătit prea mult. Că gătești prea mult, iese curea de ceas. Așa. Încă 2 minute. Acum și peștele deasupra. Perfect. Mama mea, ce bine arată totul. Și o să las așa, fără să amestec. La foc mic, 6-7 minute.
Da, ce frumusețe. Până atunci o să tai ceva pătrunjel. Cu 2-3 minute înainte, să oprim focul. Pun și restul de usturoi. Perfect. Și foarte puțină zeamă de lămâie. Nu prea multă, că gustul este perfect așa. Gustul este perfect. Doar puțină sare, uite, așa la sfârșit. Opresc focul. Minunăție. Și acum, dacă vreți să vă arăt, dați tap tap, dați-mi și mie, nu știu ce, dați-mi ceva. Na. Eu am mai mulți bani ca voi, dar vreau să vă iau și ultimul ban. Mă refer la mine, dar cam asta este ideea. Pătrunjel. O să las puțin supa asta mediteraneană 5 minute să-și tragă sufletul și o să punem în farfurie. Până atunci toată lumea, nu știu, pălării, tap-tap, să-mi fac și eu, nu știu, banii. Da, seama. Ceva, dacă stai 2-3 ore pe TikTok, faci 500 de euro. Na, dumneavoastră aveți 500 de euro? Dați-mi și mie 500 de euro. Hai că rețeta de azi n-a fost despre fructe de mare și pește, despre pește a fost despre TikTok. Imediat punem în farfurie. La această rețetă merge perfect și ceva pâine prăjită, așa cu ulei de măsline. Gata, am pus în farfurie, am ieșit afară. S-a mai încălzit puțin, poate gătim mâine afară. Uitați ce bine arată. O să pun așa și ceva lămâie, cine mai vrea. De pătrunjel. Arde iute. Și pâine prăjită. Uitați cum se prezintă rețeta mea. Toată lumea tap tap. Dați-mi să-mi fac și eu 4-500 de euro. Eu nu vă arăt nimic, dar vreau bani. Pisica bătrână. V-am spus că s-a ceat la mine o pisică bătrână. Seamănă cu pițurcă, dar e foarte, foarte bătrână. Nu vă arăt că nu cred că mai aduce mult. Încă las puțin să răcească și vreau să și gust. Hai să și gustăm. Prima dată din zeamă. Uitați. Ce bine arată. Aolea. Merge, uite, așa. Mai bun, dar nu o să mâncați. Delicios. Ia. Un crevede curățat. Am oprit puțin că se urca Marcel pe mine. Și el a zis că miroase foarte bine. Ia să vedem. Pește. Nu. Aici e pește. Cod. Cu pâine prăjită. Mamă, ce bun este. Uitați. Absorbit din sos și este absolut delicios făcut așa.
coica. Da, asta nu știu ce. Zeama este senzațională. Scoicile au lăsat și ele gust, dar nu sunt top. O să mai iau acum și din calamar. Trebuia tăiat el pe jumătate, să vedem cum. Cred că îl iau cu mâna. Ia. Da. Topul de pe lume. Vă spun, dacă nu-l fierbeți mult, făcut așa, li se mai face ca orice caracatiță sau orice ați mâncat vreodată. Vai, dar bun este. Ăsta e cel mai bun până acum. Calamarul este top. Da. Toate sunt bune, dar calamarul eu n-am mâncat așa fraged și gustos niciodată. Să faceți această rețetă. Este ceva iute. Dar mie așa îmi place. Cred că după ce o plec filmarea să mai îmi pun ceva ardei acolo. Na, gusturile mele. Eu vă mulțumesc. Vă spun poftă bună, să încercați. Dați tap-tap, dați-mi bani. Cred că am exagerat cu acest circ de TikTok. Vă spun la revedere și nu uitați, ținem legătura. Vai, da, bună ești!